Sunt două zile de când cele două persoane aflate în izolare nu au mai venit la lucru. Atât clasa în care preda învățătoarea aflată în izolare, cât și școala au fost dezinfectate. Au fost informați părinții, iar la catedră a fost adus un cadru didactic suplinitor. Copiii au venit la școală unde, ca în fiecare unitate de învățământ, se face la intrare triajul epidemiologic de către un cadru medical. Potrivit procedurilor legale, învățătoarea și secretara școlii vor sta în izolare timp de 14 zile. Nu se face la carantinat anchetă, se face la pozitive anchetă. Se identifică contactii care intră în carantină. Nu se face la contactii contactilor, carantină sau anchetă. Sau... Așa scrie în regulament. După două săptămâni de carantină, cele două persoane se pot întoarce în activitate.